Eu citesc de Formula 1 aici lucruri, dar nu spun ție. Văd că merg mai încet un pic. Extraordinar. Da, deci noi avem podcast. Așa. Și vorbim despre? Cu tine despre mașini. Mașini. Și cum despre mașini, nu despre alte lucruri. Adică nu știu ce credeai, de ce credeai. Credeai că te-am avea multe subiecte. Te-am chemat de control, de trafic, de cum e viața în România, de ce eu lasă avioanele urme pe cer. Aia să nu vă mai zic, că sunt o grămadă. Dar știm toți, adică nu mai. Nu știm, zine tu. Nu pot. Nu poți, e secret? Îi scrieți lui Achim pe Facebook. Pe Facebook n-am WhatsApp. Că n-are WhatsApp? Da. Chiar n-ai WhatsApp. Chiar n-am comunist WhatsApp. Ești, am vrut să-ți scriu pe WhatsApp. Achim. Poți să-mi scrii pe Telegram ca să fiu comunist convins. Mamă, fiecare cu convingerile lui aici. Da. Ți-am dat SMS. Mai corect, simplu. Da, corect. Pe mine mă amuză oamenii cărora le dai SMS, bă, și nu-l citesc. Din simplu fapt că... E SMS? Da, e în altă aplicație. Cunoști asta? Jur, cunoști am oameni... genul ăsta de Mirea. Oameni? Mirea scrie e genul ăsta Mirea de... un SMS acum și acum o să zică peste, te rog frumos. Și după vreo două zile o să primești... Avem voie să zicem urât? Nu avem voie. Zic că suntem pe internet. Ah, perfect. Nu, mai avem, nu știu, la ora asta, duminică, mă gândesc că tip top, mini top, se uită. Ok, da. Și o să zic că peste vreo două zile o înjurătură și să zic că du-te așa cu... N-ai WhatsApp. I-am scris. Așa. Poate se uită la noi, bună Mirea. I-am scris, vreau să la dacă... Camera aia nu-i la noi, nu? Unde ne uităm în camera? Nu, aici. Noi avem o cameră acolo. Dar m-am uitat numai la tine. Mi-ai... Care... Nu a, dar că... e mai bine mă așa, că nu fă, da. Nu, așa nu mai vă cursa, da. Perfect. Alo, aia mama. E camera cu care tu vorbești cu oamenii, dar microfonul trebuie să-l ții ca la radio. Asta e ideea. De unde se știu? Am stabilit adică că știu eu la radio. Trebuie să-l ții că îți amplifică vocea mișto. Bună și o să fii... dimineață. Exact. Am înțeles. Cool. Cool. Oh. Și cu șapca aia. Și pe Liviu de ce nu-l chemăm deodată? Îl chemăm, n-avem trei microfoane. Lasă-mă, vorbim mai tare. Nu, îl chem după aia, eu pe Liviu, stai liniștit. Așa mi-a zis să fac. Bă, frate, ăsta pleacă. Da, văd și eu, uite. Op. Așa, lasă așa. S-a făcut dreptate. Da, asta nu te... Înțelegi? Eu nu te las de răspuns pe tine. E incredibil, Livile, cum reușesc să nu mă uit la cursa asta. Vă rog, mai așa. Dar numai așa am făcut, m-am uitat la Tomescu, dar nu știu că ai vers. Lasă. Păi nu mă dau mai aproape, că stric cadrul aici la băiat. Păi am înjură, zice, băi, nu știu ce, nu știu cum. Experiență, vă mulțumesc. Da, mai lasă vreo. Ah, m-a rugat prietena mea să faci o poză că dacă cu ești, el? Nu, pe lângă să fac o poză cu el, să acum e tot internetul plin de noi doi. Autograf? Nu, bunicul ei, și da. Nu fac mișto, a fost deprimat că nu mai e emisiune. Și acum da, că ai din nou emisiune, mi-a zis că trebuie să spun că l-ai salvat. Da, fanii lui Cabral sunt... Da, dacă tu mâine n-ai emisiune, crezi că... Nu. Verificam. Nu se deranjează nimeni. Așa. Bun, deci vorbim de mașini, da? Nu de avioane, nu de... Perfect. Dacă vrei, vorbim și de avioane. Mm. Eu n-am o problemă. Nu, mașini. Hai să vorbim de mașini. Bun, hai să vorbim de mașini. Eu te știu pe tine așa din oraș, da. Că ești fan Honda. Exact, tu vezi? Ești omul care a făcut prima întâlnire Honda la Băneasa, după care eu m-am luat. Deci când eu povestesc că e un băiat Achim care a făcut o întâlnire Honda la Băneasa și a zis, hai bă, să fac și eu că a făcut ăla nu știu ce, el e. Dar mie nu vine să cred că cineva își mai amintește chestia eu asta. Da. Nu e, creierul JD meu, mă Proft, cred da, că se cheamă. Da, da, da. Era creierul meu și alege el ce da, să țină exact, minte și mai ce nu. Chestii. Nu e gorila aia mică controlată. De acolo. Corect. Și de asta am zis chestia asta pentru că tu ești fan și Honda, nu? Bă, da, cred că lumea nu-și mai amintește că eu sunt fan Honda. Liviu, spre exemplu, ar spune că sunt fan Mercedes. Okay. Dar am fost mult, da. Așa e. Păi, până nu încerci, o parte din mine, până nu exact. Încerci, n-ai cum să știi. Și corect. Tu te-ai axat pe Honda la început, rău. N-ai mai avut ochi pentru alte mărci. Deloc. Dar, dar nu voiam să aud. Descoperit... Problema mea cu Honda e că am o problemă cu Honda mare. Incredibil. E extraordinar. Bom, 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 bom. Așa. Da. Este că în ultimii 10-12 ani, față de ce știam noi Honda în anii 2000, când se axau și pe modele sport, a devenit complet alt film în momentul ăsta. Și eu, unul, dacă ar trebui să-mi iau o mașină de la Honda, aș avea o mică problemă să aleg ceva. N-ai avea ce să alegi? Type-ul nou e tare, okay. Nu o să te mint. Dar nu mai e același concept, adică vorbeam, uite, și vorbeam cu Liviu, da? Da? De faptul că acum un Type-R nou costă 57, probabil. Sănătos. Da, probabil. Și oamenii care au bani, 57 de mii să cumpere mașina aia, nu mai sunt publicul target al Type-R-ului din 2002, când trebuia să fie pentru 20-30 de ani să-i pună roți, LED-uri sub, cum se făcea da. Atunci, Paris da. Auto Tuning da. Show 2004. Da. Și acum ai nevoie de unul care are 45 de ani, lucrează în corporație, un top middle management ceva, și ia Type-R-ul nou și îl dor șalele și rinichii că nu-i place și are manuală. Okay.
Iar încă o problemă cu Honda pe care o am este că nu au reușit să facă o cutie de viteze automată în 2019. Hai să nu zicem, ei în continuare vor folosesc iShift și așa. Și așa că nu mai sunt așa mare fan Honda, dar în continuare îmi plac Hondele vechi foarte mult. Ce Honda ai tu? Am un Civic Type-R din 2005, okay. Pe care l-am din 2005. Okay. Ne dădeam de da, mult. Da. Așa. Un S2000 din okay. 2005. Și mai am un CB250 din 80. Vechitura. Bun. M-am mai avut două acorduri. Cam atât am acum din Honda, da. Din Honda? Da. Bun. Și cum te-au mulțumit mașinile astea? Bă, Civicul ăla l-am abuzat într-un mod corect, dar în fiecare zi aveam la un moment dat o caterincă că One Vitek a day keeps the mechanic away. Eu trăgeam. Zic asta, da. Corect, zic corect. Asta, că se depun lucruri, se, știi? Perfect de acord. Dai un pic, iar antitetic cu lucrul ăsta a fost exemplul S2000-ului. De ce? Că S2000-ul, uite, o este să vină face, mai, da, o să vină face, o să vină face, față. Știi, vine? Față? Vine, vine aici, față. Da. Și față declară că n-a avut pune în compresor până. Și da, nos știu. Și merge cu 500 de cai. Nu neg că probabil așa e. Nici probabil eu. Că am avut eu, am găsit cui în... Iarăși nu-mi permis poți să zic, să zici păsărică. Orb obiect genital așa e, feminin. Da, o, așa? Da, o vorbă a ghinioniștilor. Corect. Și după ce am folosit-o în regim decent... Mă plimbam cu ea, făceam drumuri lungi, la la la. O iubeai, mă. O iubeam. Asta era problema. Da. Aveam o relație frumoasă. Spun așa. Eu, asta e problema. Până într-o zi cu ploaie, pe autostradă în Ungaria, a decis ea că l-a schimbat de benz, se rotește. Dar s-a rotit, la 120. Okay. Am reușit să lovesc aripa dreaptă. Dar n-avea ESP mașina asta? Nu, a mea n-avea ESP. Era, e, în continuare, varianta între non-facelift și facelift, când au pus scaunele și estetica de facelift. Dar nu îi puseseră drive-by-wire. Okay. Și pentru că Honda pe mașinile care n-au fost drive-by-wire a făcut mai greu cu ESP-ul, n-a avut VSA. Ne deranjează? Mă, cam deranjează că vorbesc ăștia aici, dar îi las în pace, îi mai las. Okay, îi cert mai încolo. Te deranjează și pe tine? Nu, dar dacă nu. Tu ești deranjat, a, deja okay. Sunt eu un nu, pic e okay. Agitat. Nu, e ok, okay. Eu îi suport. De așa, cert e că se învârte, scap ușor, lovesc aripa dreapta spate, reușesc să pornesc mașina, o duc, eram la 5 km de un prieten care canibalizează S2000-uri, track cars, swap-uri, etc. Îi las mașina acolo, îmi schimbă complet suspensie dreapta-spate, mă duc, o iau și vin cu ea pe roți, o aripă hâită. Noroc da, că stopurile erau... Tehnic, dar da, estetic. Și mi-a tăiat o aripă întreagă de pe o altă mașină. În fine, până la urmă reușesc, pun aripa cu tot în suduri ca să nu se vadă, să bla bla bla, vopsesc mașina, stat mașina vreo 2 ani minim în schemuța asta. Okay. Mă bucur că e mașina gata, îi reîntind pielea pe scaune, cumpăr cauciucuri noi, bă, tot. Mă plin cu ea, aud un rattle de ăsta, un tec 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 tec. Mă duc la Coasta Des, cred că m-am dus atunci, facem reclame, nu facem contează, reclame. Nu, m-am dus la Vali să o asculte și a zis, bă, nu-i din motor, e, cred că e întinzător de vitec. Comand întinzător de vitec, ele au o problemă cu chestia asta. Ok. Păi da, schimbăm. Dar vezi aici la întinzătorul de lanț, are uh-huh. lanț, mașina uh-huh. asta are lanț, uh-huh. La întinzătorul de lanț există două tipuri de întinzătoare. Da. Unele care sunt pe presiune de ulei. Cum e și ăsta. Și unele care sunt pe presiune de ulei, dar cu clicuri. Adică el iese, dar nu mai intră înapoi. Știi? Și deci, crezi că l-a rămas adică așa? În momentul în care lanțul se uzează, da. Automat întinzătorul nu, lanțul era ok. Mai mult, știi? Dar nu mai vine înapoi. Ok. Ăla care e pe presiune, dacă nu face mașina presiune corectă, nici păi vezi că aici e o mare, e o mai mare problemă, că la S2000 presiunea aia include și un alt unghi de axe și pis de la masa, lucruri, da. Schimbă ăla. Ok. Și băieții când au de schimbat scump, ăla... E scump ăla. Bă, nu știu dacă a fost groaznic, okay. Dar a fost, okay. L-am cumpărat. Okay. Mă duc la Honda, mi-l schimbă și după mi-a toată răspuns, povestea asta, nu pot să cred. Mi-a răspuns la SMS. Îmi cer scuze, n-am vrut, ai fost un exemplu, dar cu drag. Așa, pe de altă parte și Tomescu-i Tomescu, nu-ți permit să nu răspunzi la SMS. Așa, da, mă schimb întinzătorul. Și găsesc în sorbul, că fiind pe presiune de ulei, el are și un sorb. Da. Și găsesc bucăți de, să zicem, piese de motor. Piese care sunt de obicei în interiorul motorului, în sorb. De asemenea, presiunea de ulei nu arăta grozav, pusă în paralel cu un alt S2000. Față, mă ajută și îmi trimite pompa lui de ulei,
ca să stabilim dacă a murit pompa de ulei, ceea ce era cea mai ieftină și cea mai bună soluție. Punem pompa de ulei, manometrul arată la fel de rău. Ok. După ce a stat o vreme la Honda, îmi zic băieții, băi, ia-o dracu, ca să mergi cu ea, poate așa a avut ea presiune de ulei tot timpul. A, deci n-a găsit nimeni nicio explicație tehnică pentru ce se întâmplă. Ia over-ul, așa mai fac ele. Exact. Poate a sughițat. Boala lor. Poate a sughițat un pic și aia e. N-am mers foarte băiat, mult. Mai știu un băiat care s-a aprins becul de apă. Aha. O secundă. Aha. Și aia a fost o eroare. Bă, la astea noi au și multă electronică, știi? Greu și nu. Odată ce se strică ceva, nu ți-o mai face nici dracu. Da, asta japoneze cu tranzistoare, cu nu știe nimeni să repare. Are și, dacă ai reușit să repari Honda, are și Marius un televizor. Aia e. Nu repare nimeni. Bă, n-am reușit. N-ai, nici. Spoiler alert, nu-i reparat. Țineți legătura, să faceți schimb de nume. Exact. Dacă găsești tu să repari televizorul, poate repară și mie Honda. Sau așa. Așa. Aia e mai șmecher. Da. Bun. Deci, da, bă, cert e că merg cu ea din Giulești până în centru și la ultimul semafor deja flicărea becul de ulei. O opresc și o las așa. Mă apuc, închiriez un loc de parcare să țin Honda, hoitu, și stau. Și la un moment dat, mai ții minte tu pe Cătălin Toader? VRC-ul. Da, cum să nu? Cum să nu? Bineînțeles. Da. Mă tot bătea la cap. Bă, ce dracu faci cu mașina aia? Bă, ce dracu faci cu mașina aia? Bă, nu știu ce să fac. Nu știu mai să atinge de ea, că nu știu ce să fac cu ea. Nu mai știu ce să fac. Corect. Și îl găsim pe Adi, Sela Motorsport, care se apucă să desfacă motorul, să vedem ce dracu se întâmplă. Acolo. Corect. Bun. Desfacem motorul și descoperim că un cuzinet inferior a decis că nu mai are ungere. Freacă ce freacă și la un moment dat pleacă. Ok. Bun. Culmea e că îmi dă în timpul ăsta un prieten link de la un nene din Polonia care vindea short block complet. Cu o sumă semidecent, adică față de un rebuild, cam pe acolo erai. Cumpăr short block-ul, vine short block-ul, man, pe palet. Cu logo-uri Honda, cu vaselină de montaj, bă, arăta țiplă. Iau chiulasa, o planez, montez chiulasa. Și ne apucăm cu ulei de la BBM-ul de rodaj, cu Mirea, care și el m-a ajutat cu niște ulei. Punem 5 filtre de ulei, 100 de kilometri scoatem uleiul. De fapt, prima oră am mers pe banc cu un set de ulei total random să vedem dacă deschide termostate. Bă, ca la carte am făcut-o, înțelegi? 500 de kilometri nu m-am atins de accelerația aia, mergeam cu 2000 de ture. Și acum pe la 700 de kilometri ies cu Liviu să dăm o tură frumos și mi s-a zis, bă, pe la 700 de kilometri mai pune și tu în sarcină, nu neapărat vitecuri, dar... Eu cred că Liviu e de vină. Nu cred că Liviu e de vină. Ți-a purtat ghinion. Adică 50% din reparație trebuie să o dea el. Niciodată Liviu nu mi-ar fi purtat ghinion. Da, mă, vorba vine. Așa. Așa. Iarăși m-am uitat la cursă și n-am văzut top. Deci, nu știu. Nu te rog frumos. Nu zic nimic. Așa. Nu zic. Da. Nu zic. Și acum vine fatidica. Am făceam puluri pe autostradă de la 4.000 spre 6.000 și hai să-i dau și un vitec. Și... i-am dat un vitec și aia a fost. S-au prins becuri limbord. A mers... Nu, a fost... Și atât. Și atât. Și pe aia mai mers. Doar că ne-am oprit la Mob Expert la semafor, că s-a terminat autostrada și acolo s-a terminat și ea. Am dat să o pornesc și eram pânat motorul. Se auzea... Și la un moment dat pornește și se auzea... Știu sunetul, l-am auzit sunet. Și eu. Asta e, nu știu dacă l-ați auzit, dar e cu ecou metalic, așa. Pus-o la loc. Pe locul ăla de parcare. Și după vreo un an și ceva și la fel, VRC-ul zice... I-a zis, îți dai seama că și omului îi părea rău. Și da. Pe de altă parte nu era cumva, nu puteam să văd dacă e sau nu vina lui, pentru că el a montat un motor gata montat, adică mi-a pus o chiulasă. Poate chiulasa aia o fi avut vreun traseu de ulei care se belise de mai de mult și acum am vitec, că părea că în non-vitec a mers totul perfect. Da, și așa a murit S2000-ul, al doilea motor, pentru că și al doilea are la fel zgâriați cilindrii și aparent cu problema asta nu prea se luptă nimeni. Și acum motoarele sunt ambele în Ungaria, unde ca aparent... Ca să facă din două unul. A, nu, nici... așa am zis, de asta le-am trimis. Da, nu. Și acum m-am oprit, m-am întors din spre băieții civilizați și m-am oprit pe la nea ăla, că ea. Da? Și m-am oprit la nea ăla, ea zi... frații, oare? Care-i treaba? Care-i viața ta? A zis astea două, le vezi? La gunoi. Exact. Băga mea, ești... Toată lumea îmi spune să pun K20 de ăla de pe Civic, că e șmec. Nu e.
Face care îți spune că așa, el are K24 de pe acord. A, da? Deci nu l-are pe lui. Dar okay, înțeleg, are dreptate Face. Da, și da, chiar da, cred nu... că poți să pui compresor nu să meargă. Nu contest, da, nu contest. Da, mi-a avut chestie, dar... ghinionul, da, necazul. Și cam atât. Acum trebuie să mai găsim un motor. A zis că a găsit el un motor. Și că avem două variante. Punem motorul ăla și mergi dracu cu mașina. Sau punem motorul ăla și ne apucăm să-l refacem gen interne căcat ca să știi că e nou și așa. Și am zis să-mi dea și mie niște cifre că am văzut niște motoare de S2000 pe eBay de zici că erau aur. A luat o lumea razna acum cu prețurile la orice. Orice. Prețurile s-au ridicat tare rău. Apropo, cum îți dau banii pentru azi? Banii pentru azi? Da. Pe Revolut. Da. Da, nasol sentimentul și momentul. Ăla a fost S2000. Merge civicul măcar. Merge civicul. Merge civicul. Acum dacă ai chef de Vitex. Oh. Chiar merge civicul, da. Da. Merge civicul. Și cu Mercedes-ul, cum e cu Mercedes-ul? Mercedes-ul e bine. E un pic... Nu știu dacă l-aș numi anul ăsta. Adică Mercedes-ul face ce îi zis să facă. Face foarte corect chestia asta. Și confortabil. Foarte. Mm-hmm. Înghite kilometri de autostradă. Merge năpraznic de tare. Mm-hmm. Și util. Da. Și da, îmi place. Nu m-aș fi așteptat. Adică dacă mă întrebai de un E-Class 2013, mamă, mi se păreau absolut sinistre, groaznice. De ăsta la alt... Se mai schimbă percepțiile și părerile odată și cu se vârsta. Se poate și asta și cred că și ale lor. Că nu cred că mașina e la fel de ok. Aia 2013 l-a fost rău de tot. Da, asta, na. Iarăși, ține... Ce civic are băiatul? Întreabă cineva. Băi, fiți atenți. Nu, nu. Na, probabil că... Iartă-l. Iartă-l. O dată vă mai zic. Iartă-l. Poate a intrat târziu. EP3. Și EP3. Gata, ca și... să fim hondari. Hondari, da. Cu K20. Da. Poate dacă știi. În rest, da, nu, altceva. Da. Cauți pe net. Da, asta are băiatul. Are Honda, are S2000. Da. A făcut și întâlniri cu Honda. Da, tată. Și atât? Cam atât. Asta e povestea S2000-ului. Asta e povestea S2000-ului, mm-hmm, care... Nu e atât de fiabil cum zice lumea, nu? Că cred că poate să nu... că e foarte fiabil S2000. Citind pe forumuri am descoperit că nu aș fi singurul care are problema asta, ori fi expirat, s-o mai fi întâmplat ceva la ele, poate alții le-au mai faultat. Da. Eu nu mă simt vinovat față de S2000-ul, adică nu cred că puteam să-i fac ceva diferit. Să... Da. Nu. Și făceam 3-4 mii de kilometri. Poate și asta e problema, cum ai zis și tu. Când a venit mecanicul, că n-a venit Vitecul. Da. Da. Aia. E posibil și asta. Mai se întâmplă. E posibil și asta. Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să ajungi la noi și să ne spui povestea S2000-ului. O experiență de viață pentru hondiști. Tu citești de pe ceva? Jedemiști? Nu, citeam dacă sunt comentarii la... Are Măruțul K20 și K24 să pună... Cum să nu? Am vorbit cu... Păi vezi ce ți-am zis? K20 a sărit. K20 și K24. Măruțul, mulțumesc, am discutat cu el și despre ce dracu facem cu motorul. Mi-a recomandat să-l dau lui și să-l trimitem în UK, că sunt niște băieți care le refac. Da, atâta timp cât e zgâriat acolo în interior, dacă găsesc altul, probabil că e o variantă mai ușoară. Eu am vrut să păstrez matching numbers. Am vrut să pun și ele sunul pe ea. Îi dau eu motorul de M57 30. Aia zic, tata! M57 everything. Da, mă, da. Câți mai sunt cu mâna pe mașină? 15. 15, nu? Că am mai plecat 3, 15. Mamă, ți-a zis Filip ceva, dar nu pot să zic ce. Aia zic. Uită-te. Stai, unde ultimele două comentarii. Ultimele două comentarii. E Filip, e fratele tău. Da, e. Nu puteam să nu-ți arăt. Nu că am văzut, nu trebuie să-l mai țin. Da? Da, da. Okay. Și eu te pun Filip. Ce bătaie dă Verstappen, nu Hamilton. Ce bătaie îți dau eu ție. Și mai sunt cu mâna. Da, hai să lăsăm și pe Liviu. Tata, vino, salvează-mă. Ajung. Îl avem și pe domnul Liviu Redelean. Îți mulțumesc că ai venit. Eu îți mulțumesc, dar nu știu când îmi doream. Și ne mai vedem. Mai ne vedem în materiale de-astea filmate, televizate și înregistrate. Aole, și cu sunet și cu video.